Aida Vâlceanu Moro este jurnalist literar în Franța. A lucrat în televiziunea română, după care a primit o bursă de studii la ziarul West France, a lucrat la Consiliul General Vendée, la Direcția Comunicare, lucrează la televiziunea Vendée, la ziare, organizează târguri de carte, lansări de carte, cafenele literare, într-un fel moștenește activitatea pe care ea a cunoscut-o aici, în orașul nostru, când ea, copil fiind, mergea la cenaclul Liviu Rebreanu, a fost ocrotită cu multă dragoste de scriitoarea Ludmila Ghițescu, soția domnului Mihai Ghițescu, a cărui prezență aici o salutăm cu drag. Mulțumim doamnei director Carmen pentru tot sprijinul acordat ca această emisiune de astăzi să se desfășoare frumos. Aida ne-a prezentat o întâmplare deosebită din partea vestică a continentului, să spun așa, și anume plecarea vapoarelor în cursa care omagează 50 de ani de la prima cursă a navigatorilor ce fac în conjurul lumii. Ea a fost, să numesc așa, jurnalist de război. A însoțit această cursă cu toate peripețiile ei și am profitat de faptul că Aida a fost invitată la Alba Iulia și a venit acolo din dragostea ei de țară, a poposit câteva zile acasă și am profitat ca să ne spună ce s-a întâmplat mai departe cu această excepțională cursă. Pentru cei dintre dumneavoastră, aproape toți, exceptându-l pe domnul Ghițescu și pe doamna directoare, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a invitat să vorbesc chiarăși de navigație și de călătorii, în două cuvinte, cursa aceasta pe care eu am o tot urmăresc de un an de zile, nu a avut loc decât o singură dată, acum 50 de ani, a fost creată în Anglia la inițiativa ziarului Sunday Times. Până atunci, până în 1968, nimeni nu făcuse în conjurul lumii cu un vapor cu pânze, fără escală, fără asistență, singur. Și s-a gândit Sunday Times, hai să încercăm să vedem dacă există. 9 au plecat atunci, 9 navigatori, dintre cei 9 s-a întors doar unul, Sir Robin Knox Johnson, un om foarte interesant pe care l-am întâlnit, care trăiește și azi, care are 80 de ani. Povestea nu vă fac din nou pentru că vă pot povesti după. El a fost făcut sir de către regina Angliei după ce s-a întors, dar cursa a fost atât de grea încât nimeni n-a mai făcut a doua ediție de atunci. Și anul acesta, deci în 2018, la 50 de ani de la prima cursă, un aventurier care a fost și în Antarctica, care a fost și pilot, care a făcut foarte multe, s-a gândit, hai să facem cursa, să vedem dacă ziua de azi, cu aceleași, fără tehnologie, fără GPS, fără internet, fără cărți meteo, fără electronică, haide să vedem dacă oamenii de azi, navigatorii, pot să mai facă în conjurul lumii fără să se oprească. Și a lansat cursa asta. 18 navigatori au plecat de la Sable d'Olonne pe vapoare mici, o să vedeți mai târziu, o să vă arăt un mic filmuleț. Navigatori, nu navigatori de meserie, cei care fac ca și Formula 1 cursele de navigație, ci marinari adevărați, aș spune. Deci au plecat cu vapoare foarte mici, de 10 metri. Dintre cei 18, astăzi în cursă mai sunt doar 5. Când am ajuns eu în Tasmania, mai erau 9. Unul a dematat când eram eu în Tasmania, un francez. Și-a pierdut catargul. Că se rupe catargul din cauza furtunilor mari, aceste vapoare. Da, mulțumesc.
Din cauza furtunilor prea mari care sunt în mările Sudului, aceste vapoare pot să fie prinse în vârtejul și li se frânge catargul. În cazul acesta nu se mai poate continua cursa. Deci aceasta este povestea primei părți pe care am prezentat-o aici în luna august. De ce am plecat în Tasmania? O să vă arăt și de unde au plecat. Harta e cam, nu e prea simplu, mai ales pentru mine, că sunt cam scundă. Nu, că văd. Vedeți unde sunt România și Franța, sus. Deci ei au plecat din Franța pe 1 iulie, au fost 18. Primul s-a oprit un englez după câteva zile doar. Următorii doi s-au oprit pe aici, prin sudul Spaniei, în insula Lanzarote. Iar apoi ceilalți au continuat drumul. S-au mai oprit câțiva la Cape Town și la Capul Bunei Speranțe aici, în sudul Africii. De ce se opreau? Pentru că sunt vatoare vechi, cu tehnologie veche și de multe ori i-a lăsat tehnologia. Deci majoritatea s-au oprit până aici, iar un punct de oprire obligatoriu organizat de cursă era aici între Australia și Noua Zeelandă, în insula Tasmania, care e acest punct mic. Arăt cu degetul că nu știu cum să vi-l arăt, că e cam mic. Deci ei au făcut toată partea asta, au trecut așa. Și apoi, de fapt, harta, știți că America va veni așa, că e rotund pământul. Deci ei apoi vin din Tasmania așa, trec pe aici, pe la Capul Horn, faimosul Capul Horn, și apoi urcă din nou în Atlantic, până înapoi la Sable d'Olonne. Nu știu dacă vorbesc prea repede? Aceasta este ideea cursei, să facă în conjurul pământului așa și să se întoarcă deci pe aici. Trec prin mai multe oceane, Oceanul Atlantic la început, Oceanul Indian apoi, Oceanul Pacific, și din nou se întorc în Oceanul Atlantic. Eu când eram aici în Tasmania, locuitorii îmi spuneau că suntem la confluența dintre trei oceane. Oceanul Indian aici, Oceanul Pacific care începe aici, asta e Marea Tasman, deci Oceanul Pacific care începe aici, iar aici este Antarctica și ei numesc acest, ei îl numesc Oceanul din Sud, Le Mer du Sud în franceză, The Southern Ocean, îl numesc englezii. Eu care sunt mai proastă la geografie, nu știu, noi poate îl numeam Oceanul Antarctic, există așa ceva? Nu există. Deci, de fapt, cred că din Oceanul Indian pe aici se trece în Oceanul Pacific, iar toată partea asta, aceasta a oceanului, care este între sudul Australiei, mai ales aici, de fapt, și Antarctica, sunt faimoasele cunoscute de navigatori mările Sudului, pentru că sunt niște mări foarte, foarte inospitaliere, cu furtuni foarte mari, cu valuri foarte puternice, de aceea nici drumurile comerciale nu prea trec pe acolo și de aceea Capul Horn e așa de vestit. Deci Capul Horn e, după ce am trecut Tasmania, Noua Zeelandă, aici, în capătul cel mai jos la America Latină, după Chile și Patagonia. Și am descoperit eu, tot urmărind cursa, și apoi mă întorc la Tasmania, de ce, de fapt, de asta am și numit 20.000 de leghe peste mări. Întâi pentru că de aici, tăiat pe GPS până în Tasmania, sunt aproape 16.000 de kilometri, deci mai pe drum s-ar face 20.000. Și apoi și pentru că, nu știu dacă vă mai amintiți, cartea 20.000 de leghe sub mări, a lui Jules Verne, cu monștri marini, cam în ambianța asta suntem pe acolo. Și de aceasta cred că și în literatură Capul Horn este așa de faimos, de renumit, de terifiant, pentru că furtunile sunt foarte puternice și pentru că ne aflăm cu mult mai departe de orice, de orice loc civilizat, de fapt, și de populație. Deci așa am ajuns eu în Tasmania. E o introducere cam lungă și cam încurcată pentru cei care n-au fost. În Tasmania, organizatorii cursei vroiau să vadă, i-au pus pe navigator să se oprească în largul orașului Hobart, deci ei nu au voie să vină la țărm. Au trebuit să intre în golful de la Hobart și s-au agățat, organizatorii le-au pus un fel de colac așa mai mare, geamandură, și ei trebuiau să vină să înconjoare geamandura și să oprească vaporul la geamandură pentru a da, oficial, pentru a da fotografiile și videourile, pentru că dacă și cursa este fără tehnologie, nu puteau să aibă nici aparate foto moderne, nici video modern, nici internet, și pozele lor sunt luate cu aparate Kodak, spun marcă, nu prea avem voie, nu știu dacă mai țineți minte, se developa, dumneavoastră știți, domnul Oprea,
Deci ei trebuie să ne dea peliculele de 24 sau 48 pe care apoi le developează pe țărm din Franța și în Anglia, nici nu prea mai au unde de fapt, le developează. Deci oficial oprirea aceasta era pentru ca navigatorii să-și dea pozele înainte de a-și continua cursa. Eu cred că oprirea aceasta a fost și pentru că, după cum v-am spus data trecută, e o cursă foarte grea, psihologic foarte grea, pentru că nu e vorba numai de furtuni și de mâncat conserve timp de un an zi de zi, fără o portocală, fără mere, fără vitamina C, acum o mai iau doar din ceapă, că e singura care nu se strică, nu știam, care rezistă așa mai mult. Psihologic este foarte grea singurătatea, pentru că ei nu vorbesc, neavând tehnologie la bord, nu pot vorbi cu nimeni, decât atunci când prin radio, știți, radiourile, nu știu cum se numesc exact termenul tehnic, radiourile de pe vremuri, dintre vapoare. Deci, ideea, deci ei vorbesc totuși cu vapoarele care au trecut pe lângă ei, cu radio amator pot să vorbească, să transmită vești, dar dintre ei, mulți, de fapt, nu sunt nici englezi, nici francezi. De exemplu, cel pe care îl susțin eu foarte tare este estonian și engleza lui pe radio, nu vă spun, până ajunge la nave, nu prea se înțelege ce spune, că e cu foarte mare accent. Deci de asta m-am dus în Tasmania să-i interviuvez și a fost pentru mine și de aceasta m-am gândit, nu o să vorbesc foarte mult, de asta vorbesc așa de repede, că am spus că la 3 terminăm. A fost ocazia pentru mine și de a descoperi Tasmania. Eu nici măcar nu știam că există insula asta. Știam de Australia, știam de Noua Zeelandă, dar Tasmania nu știam, deci este insula pe care v-am arătat în sudul Australiei. E locul de unde au pornit, de unde a pornit și unde s-a oprit în 1911 norvegianul, de exemplu, Amundsen, primul om care a pus drapel la Polul Sud. Pentru că Antarctica e chiar în față și am descoperit cu ajutorul mamei, care e mult mai cultivată decât mine, că de fapt Emil Racoviță a fost înainte de anul 1900, deci înainte de a se ajunge la Polul Sud, el a fost cu o expediție din care făcea parte și Amundsen norvegianul în Antarctica și e prima expediție care a rămas, a stat în Antarctica, au făcut, după ce s-au întors, au scris o enciclopedie. Au stat blocați în ghețuri. Belgica. Cu Belgica, așa, exact, așa, da. Au stat blocați între ghețuri un an de zile, timp în care savantule, să fim mândri, Emil Racoviță al nostru, a cules material biologic, să mă exprim așa, și a alcătuit 60, el era biologul expediției, 60 de volume. Nu le-a scris el pe toate. Deci ei toți, eu nici, nu știu dacă e prima sau nu e prima, că am mai căutat, dar știți cum e pe internet. Nu se poate ști niciodată cu exactitate și decât să vă spun prostii, oricum suntem înainte de anul 1900, deci sunt cu siguranță, dacă nu primii, printre primii care au fost în Antarctica. Și am descoperit, deci pe mine și pe Emil Racoviță nu-l știam când am fost. Eu când am fost am făcut așa o chestie, o mare pasiune pentru Antarctica, pentru că am văzut spărgătorul de glață Aurora Australis, care pleca în expediție în Antarctica. Dacă am timp, vă povestesc după filmulețe și după cursă ce e cu nava asta și care e misiunea expediției de anul acesta. După cum știți, anotimpurile, nu e vorba numai de schimbarea între zi și noapte, anotimpurile sunt inversate, deci eu când am fost acum o lună, era primăvară, începutul primăverii, sfârșitul iernii, începutul primăverii. Am făcut câteva filmulețe, n-am putut să le descărcăm pe toate. Nu sunt filme, de fapt, făcute special, pentru că, trebuie să vă spun, eu abia venit de la Alba Iulia și mi-au cam luat mama pe sus și mi-a spus, dacă ești în țară. Deci, primul film o să vă arăt, durează vreo 2 minute. Sunt câteva imagini ca să vedeți cum arată Tasmania până vă povestesc restul. Nu mai știu exact. Acesta este un film dintr-un parc, sunt poze, de fapt. Am amestecat pozele și le-am făcut un filmuleț. La sfârșit. Deci este un film din Parcul Național Fraisinet, este o rezervă în care am fost înainte de o furtună, eu singură. La un moment dat sunt cam pe plajă, dar vă gândiți că e primăvară, că sunt în pantaloni scurți, îmi cer scuze. Păsările acestea mănâncă stridii și își fac cuib în algele, chiar pe țărm. Și, de fapt, toată insula nu e decât o șosea
nu e locuită deloc, exceptând orașul Hobart și încă două orașe. Așa arată străzile, trec canguri, o să vedeți la un moment dat câțiva, uite, acesta era cangur. Animalele, ce mi s-a părut, hai, eu să uitați cum stă cangurul sălbatic sau ariciul ăsta, eu sunt chiar lângă ei și nu se speriau deloc, nu fugeau. Deși sunt animale sălbatice, nu e, se numește rezervă la ei pentru că e protejată, iar e protejată. Adică nu ai voie să construiești, nu ai voie să hrănești animalele. Și deci vremea era cam mohorâtă, că era o... Îmi cer scuze că de fapt filmulețul l-am făcut pentru acasă. Și... Cam aceasta e vegetația, ferigile astea în unele zone sunt foarte mari. Pădurile de eucaliptuș au vreo 300 de specii de eucaliptuș. De fapt, toate pădurile sunt eucaliptuși diferiți. Și după cum vedeți, reliefe făcut din munți. Și e foarte mult vânt. Se pare că și vara, nu doar primăvara, e vânt în fiecare zi. Asta e cu pantalonii scurți, că e plaja. Deci, cam așa arată. V-am arătat filmulețul acesta, n-are nicio legătură cu Golden Globe Race, doar ca să aveți o idee de cum arată insula. Am băgat, bineînțeles, și era foarte rece. Mi-au spus că și până și vara e. De fapt, în Australia e foarte cald și apa e cred că e mai caldă, dar aici până și vara sunt 19-20 de grade și vânt tot timpul. Pentru că, așa cum vă spuneam, de fapt, vine vântul din sud, din Antarctica. De asta este ea, de fapt, insula asta așa de rece. Și de ne apropiem de navigatori. Păi ne apropiem, pe la asta ajung. Deci ei când au ajuns în stadiul din Tasmania, erau cu toții după aproape 6 luni, 5 luni de 5 luni de vapor. Dintre cei 18, nu mai erau atunci în cursă decât 8. Eu am nimerit acolo exact când și-a pierdut catargul lui Clopaj, catargul a căzut peste vaporul lui. El era înainte de Australia și a pierdut catargul pe aici. Vă spun asta pentru că fata Suzy și-a pierdut catargul ieri. Și acum vă spun ce se întâmplă cu ea. El și-a pierdut catargul pe aici, iar Suzy este pe aici acum. Deci Suzy este aproape de punctul Nemo, sunt sigură că domnul Ghițescu își va aduce aminte. Punctul Nemo e punctul cel mai îndepărtat de pământ în apă, în mijlocul Oceanului Pacific. Spunea cineva, alaltele am citit pe internet, spunea cineva că cei mai apropiați oameni de acolo sunt cei de pe stațiunea, nu știu ce stațiune, nu știu ce satelit în cosmos. Și până la urmă, la Hobart, cine a venit? Deci până la urmă, englezii au debarcat, de fapt primii care au debarcat au fost francezii, Bruni d'Entrecasteaux, la Adventure Bay. Nu vă povestesc pentru că e foarte lung, însă în perioada aia, în 1700, când au debarcat primii, a izbucnit în Franța Revoluția franceză și francezii au fost dați afară de englezi pentru că statul francez nu mai avea bani și așa au ajuns englezii și efectiv i-au exterminat și pe bieții aborigeni și balenele din zonă, care de la 100.000 au trecut la 3.000 de exemplare în câteva zeci de ani. Deci o să vă spun eu, la Hobart... La Hobart, primul care a venit a fost navigatorul francez Jean-Luc Van Dened. Așa. Jean-Luc e în vârstă de peste 70 de ani, continuă să fie primul în această cursă. Deci pe 6 octombrie, cel care a ajuns primul e Jean-Luc Van Dened, care e un navigator francez, de fapt, cunoscut. Încă mai deține și astăzi recordul în conjurului Pământului, în sensul contrar vântului. Pentru că nu-i ajunsese, îl făcuse deja în sensul normal, l-a făcut și în sens contrar. Și acum v-am vorbit despre el data trecută. E o nebunie să pleci la 73 de ani, un an de zile pe vapor, să faci în conjurul lumii. L-am întrebat dacă e frică, mi-a spus nu, le e frică celor care rămân acasă.
Dar prefer să fiu pe vapor decât în maison de retret. Știți că în Franța bătrânii merg într-o casă, în case specializate. Bine, el n-are vârsta de casă specializată, o să-l vedeți că o să vă arăt un petit video cu când am intervievat pe vapor. În schimb, eu cred că el a vrut să-și facă un fel de plecare la pensie, pentru că, într-adevăr, la vârsta asta nu o să mai facă curse așa de lungi. Și deci el a ajuns primul în Hobart. Vă las dintr-un filmuleț, doar puțin, pentru că e în franceză, ca să vedeți cum arată. I-am întrebat cum se simte să fie primul din cursă și să-i vedeți vaporul. Deci vaporul e de 10 metri cu pânze. L-am întrebat cum se simte să fie primul și a zis că deocamdată e cam devreme. Acesta e momentul în care a ajuns. Oamenii n-aveau voie să-l atingă, nici să urce la bord, nici să-i dea nimic. Deci chiar dacă veneam, ne dă filmele, vedeți filmele Kodak? Le dăm pălărie organizatorului pentru că n-are nimeni voie să urce la pe vapor. J'ai pas de soucis, le bateau va bien. Je pense que j'ai moins de soucis que Marc qui a eu une grosse tempête et qui a eu pas mal d'humidité dans le bateau. Tout ça, ça joue sur le moral, ça joue sur la vitesse. Et puis là, il est tombé dans une zone de calme assez importante. Et donc, mais je suis. Deci, l'am întrebat cum rezistă, ce e cel mai greu. Și ce asta povestește întâi că nu e încă primul va fi când se va termina cursa, dar el ce-și dorește e să sfârșească, nu să fie primul. Când a ajuns primul lucru și a luat micul dejun, pentru că mi-a spus că pe vapor pentru ei e foarte important să aibă un fel de rutină, pentru că zi și noapte sunt la fel. Și el în fiecare zi, și aceștia erau niște turiști care au venit să vadă vaporul și nebunii mai de aproape, vapor așa arată. Și deci el primul lucru, înainte de a vorbi cu toată lumea, și-a luat micul dejun. Pentru că mi-a spus, l-am întrebat psihologic cum e. Și a spus, psihologic trebuie să nu-ți ieși din ritm, să ai un ritm, o rutină zilnică și mai ales atunci când te simți, și m-am gândit că sunt sfaturi bune și de viață, când e frig afară, mai ales că e frig, totul e ud în vapoarele lor, de exemplu, când ajung din cauza umidității și mai ales că acolo, deci am sfârșitul iernii, începutul primăverii și foarte multă ploaie, ploaia nu pe insulă, în mările din jur, în interiorul vaporului totul e ud, umed, nu se usucă. Mai ales că apoi intră sarea de mare și nu se usucă deloc. Și deci l-am întrebat cum e psihologic și a spus psihologic, indiferent de cât de frig îți este, indiferent de cât de obosit ești, indiferent de, îți spui, lasă că poți să fac mai târziu, dar când e momentul să schimbi pânza, trebuie să te duci să schimbi pânza, pentru că dacă într-o zi zici sunt obosit, lasă că o schimb mai târziu, a doua zi ești și mai obosit și o schimbi și mai târziu și la sfârșit nu mai schimbi nimic. Deci el a zis că asta e rutina lui, atâta timp cât nu e bolnav, n-a luat niciun medicament, deci pleca la 1 iulie, nu lase niciun medicament, n-a avut nevoie de nimic. Și a plecat, a stat câteva ore acolo unde îl vedeți ancorat la geamandura aceea, la Kingston Beach, și arată foarte bine, nu vi se pare, pentru 73 de ani și 5 luni pe mare, 4 luni cunoscut, pe mare. Chiar l-am cunoscut de anul trecut după Revelion, la primele 2-3 zile, primarul din Sablă de Lună a făcut o mare recepție cu locuitorii orașului și a anunțat cursa și Jean-Luc stătea chiar lângă mine pe scaun, l-am cunoscut în carne și oase și dacă va fi câștigătorul, mă voi duce la Sablă de Lună să-l întâmpin. Da, primarul este soțul fiicei mele, este ginerele meu cel mare. Deci se vede, eu nici nu știam că e un far, la capul Horn e un far și se vede vaporul lui Jean-Luc în depărtare, a trecut capul Horn la sfârșitul lui octombrie, pe 25 noiembrie. Doar că înainte de capul Horn, într-o mare furtună, pentru că sunt niște furtuni, cum v-am spus, adică 70 de noduri de vânt, marea la 12 metri cu hulă, vapoarele sunt... Am prea multe videouri și nu se puteau descărca. Vaporul arată exact ca o coajă. Știți când folosim expresia coajă de nucă? În mările sudului exact ca o coajă de nucă arată, pentru că vaporul are mărimea asta și valul are mărimea asta și valul următor are mărimea asta. Și când se întâlnesc valurile, vă închipuiți că vaporul face cam ce poate. Și de cele mai multe ori se răsucește. S-au răsucit mai multe, cel despre care vă spuneam înainte de Australia, lui Clepage, francezul, i-a căzut catargul.
Catargul sunt toate, vedeți, catargul e așa și cu foarte multe fire care țin pânzele. Când a căzut, a izbit vaporul și intra în vapor. Și era la 500 de kilometri de mile marine de Australia, doar că atunci când intra în vapor și când trebuie aștepta vreo 4 zile și 4 nopți să vină, dacă vine vreun vapor care e prin zonă, e foarte stresant. Deci acesta a fost cu Loic Lopaj. Eu eram în Tasmania, a trebuit să traduc și a fost foarte stresant, dar nu vreau să vă plictisesc cu asta, vă mai spun după ce terminăm discuția, dacă vă interesează. Loic Lopaj a fost salvat de un cargo filipin. L-au luat la bord. În schimb, Jean-Luc, după ce a plecat din Tasmania, a fost și el răsturnat, deci vaporul e culcat de valurile astea sau cade de sus așa și se răsucește și atunci se rupe catargul. Iar el a avut noroc, Jean-Luc, pentru că i-a culcat vaporul, dar nu s-a răsucit la 360 și catargul lui doar s-a rupt puțin la a doua, dacă o să vedeți când o să se mai vadă imagini cu vaporul, catargul este așa și aveți două bare perpendiculare care țin pânzele și la el s-a rupt ceva la a doua bară. Întâi a crezut că o să se oprească, dar a zis hai să încerc totuși, că dacă nu mai are catarg, vaporul poate eventual cu un catarg aranjat de navigator să ajungă până la un țărm, dar nu poate niciun caz să termine în conjurul lumii. Și el fiind foarte dezamăgit, a hotărât că se duce în Chile și se oprește, pentru că nu vrea, n-are niciun rost să-l mai repare și să mai plece în afara cursei. Și doar că la un moment dat hotărâse să se oprească în Chile și a zis hai să încerc să-l repar. Și s-a urcat pentru că organizatorii cursei atunci când au probleme tehnice atât de mari, adică pierderea catargului e de fapt considerat ca și naufragiu, poate să-l sune prin telefon satelit care e un telefon blocat. Ei n-au voie să sune, dar poate să-i sune conducerea cursei, pentru că în caz de naufragiu, cum vă spuneam în luna august, au tehnologie modernă, dar în cazul în care desfac tehnologia modernă, sunt descalificați. Exceptând telefonul pe care poate să-l dea organizatorul cursei când își pierd catargul, când își pierd catargul sau în caz de mari probleme, ca să se asigure că viața le este în securitate. Deci Jean-Luc i-a spus organizatorului, încerc să repar, l-a reparat el, l-a legat cât de cât și a zis, hai să plec așa și când s-o rupe de tot, mă opresc unde se rupe. Și l-a legat bine pentru că a trecut capul horn, cu catargă tot nu derupt, acum urcă deci pe hartă, cum v-am arătat, în Sudul Americii, a intrat deci în Oceanul Atlantic și acum urcă Oceanul Atlantic, în Oceanul Atlantic vremea e mult mai clementă, sunt furtuni și în Oceanul Atlantic, dar nu așa de periculoase ca în Pacific, deci acum el e cam pe aici. El a ajuns cam pe aici și mai are până acolo. Trebuie să ajungă la începutul lui februarie dacă totul e ok și catargul lui ține. Al doilea care a trecut e un holandez, Mark Slats, a trecut acum 3 zile. Și Mark Slats, care are 46 de ani și o forță a naturii, speră să-l depășească, pentru că Mark Slats deocamdată are vaporul ok, n-a avut nicio problemă. Deci vom vedea la sfârșit dacă 46 de ani sau 73 de ani, dar mai multă experiență au câștigat. Iar vestea tristă de ieri e că una din furtuni dinainte de capul Horn, Susie Goodall, fata de care v-am vorbit în august, singura fată din cursă, care are 28 de ani, a fost și ea răsturnată, deși mai fusese răsturnată, dar reușise să scape, de data asta a fost răsturnată și și-a pierdut catargul. Deci acum e lângă punctul Nemo, faimosul punct cel mai departe de peste tot, fără catarg, dar e bine, adică a reușit să securizeze vaporul, ea e ok, psihologic e ok, nu a panicat și se pare că marina ciliană are la vreo 400 de mile marine în jur un vapor. Și deci, doar că ea încă mai e în furtună deocamdată, dar numai furtuna s-a mai potolit și deci în mod normal marina ciliană peste câteva zile va ajunge la vapor și acum ca să vă arăt cum arată ea, închipuiți-vă, eu vorbesc foarte repede să nu vă plictisesc și să vă dau toate informațiile, dar trebuie să vă închipuiți că eu când vă povestesc că n-au catarg, asta înseamnă că valurile acoperă vaporul când trec, înseamnă că ea nu mai poate dirija vaporul în niciun fel.
înseamnă că apa oricum avea deja în vapor și înseamnă că poate totuși să-i fie răsturnat vaporul. Deci cam astea sunt condițiile și imaginați-vă noaptea în mijlocul mării, în mijlocul furtunii. Ea arată cam așa. Eu să vă arăt când am întâlnit-o la Hobart. Cred că e un interviu de vreo 3-4 minute, 3 minute, în franceză și în engleză. Am întrebat-o, vă spun de acum, o să vă las să vedeți chiar dacă e în engleză, pentru că o vedeți cum arată și ce curajoasă e, că mie mi se pare foarte curajoasă fata asta și ce frumoasă e. Am întrebat-o dacă a dormit bine, pentru că ea a venit noaptea, s-a pus la geamandură și a doua zi dimineața noi ne-am dus să o vedem, a doua zi trebuia să plece și a spus că nu, n-a dormit, pentru că acolo, protejată de plajă și de golf, nu mai erau zgomote și nu mai erau valuri. Și n-a putut să dormă, că nu se învățase, da, de liniște. Deci, o chestie ciudată, se învățase cu zgomotul vaporului și al valurilor și al așa și n-a dormit de liniște. Asta am întrebat-o, am întrebat-o când ajunge, am întrebat-o dacă mai are probleme cu apa, pentru că ea a avut un noroc și un ghinion. Norocul e că a găsit un sponsor, DHL, în România există DHL? De sponsorul ei e DHL, sponsorii am făcut un vapor foarte frumos cu pânze galbene cu roșu ca DHL-ul și ei ca să-și apă pentru un an de zile, ei iau un tank de apă care arată foarte urât. Vă închipuiți apa păstrată de 5 luni în tank, cum arată, de apă proaspătă, dar apa asta nu e suficientă. Și atunci ei își strâng apă și de pe pânze. Prima apă care curge o lasă când plouă. Prima apă o lasă să curgă pentru că pânzele sunt pline de sare, de mare. După ce a trecut prima apă, următoarea e apă de ploaie și o opresc și pe aceea să bea. Și apoi iau nevoie de apă nu doar să bea, dar trebuie să se spele, nu ca să fie frumoși, dar pentru că dacă nu se spală sarea, le atacă pielea. Și trebuie să-și spele și hainele din când în când cu apă dulce, pentru că hainele cu sare, la fel dacă pun haine cu sare pe corp prea mult, sarea atacă pielea. Și deci de asta au nevoie de puțină apă, dar mai multă, iar ea din nefericire, pânzele ei frumoase portocalii cu roșu, când plouă, curge sarea și curge și vopseaua. Curge și vopseaua din pânze cu sarea și apa ei e galben cu roșu, deci nu poate să o bea. Și eu asta am întrebat-o, cum te descurci cu apa și așa. Deci ea când a ajuns la Hobart nu prea avea apă și vă las acum să vedeți cum arată. Quelque part, nous allons essayer de savoir un petit peu plus en français sur ces 3 et demi, 3 presque 4 mois et sur la suite de sa course. Bonjour Suzy. Bonjour. Comment t'es sentie ce matin? How are you feeling this morning? I was actually quite tired. I can't sleep when there's no sounds of the boat. It was so quiet. Elle a très bien dormi parce qu'elle n'était plus habituée à ne pas avoir autant de bruit, à ne plus avoir de bruit autour de. Le mot interdit est que. Entre en anglais, traduit en français, ça peut être français. Civilization for other people. C'est difficile d'être si proche du monde. It's a bit weird. To hear cars and to see people again. It's been 3.5 months. Au întrebat-o cum e să fie așa aproape de civilizație și să nu poată să vină pe pământ. Și zice că nu e așa ușor, dar mai are un pic și ajunge. C'est très beau la navigation pour arriver ici, même si c'est un peu étrange de revoir du monde, de parler avec des gens. Just only 3 questions, seulement 3 autres questions. Quel est ton plus beau souvenir de ces 4 premiers mois de course? What is your most beautiful memory from this first half part of your race? Care e cea mai frumoasă amintire din prima parte a cursei, o întreb. I have a lot of good moments, but I think the best actually is when the wind started dying down in the storm. And I knew that the worst of it was over. Voilà, beaucoup de beaux moments, mais je crois que sans doute le moment où le vent s'arrête au milieu d'une tempête. Et justement, puisque c'est le plus beau moment, c'est foarte multe momente frumoase, dar cel mai frumos e când e în mijlocul unei furtuni și într-o dată se oprește în sfârșit vântul. I wasn't actually very positive during it. C'était pas très positif. It wasn't much positive coming out of me. It was more of a, I just got to get through the storm. I got to get through the storm, and that was all. C'était plus de passer à travers. C'était une pensée. Il faut que je passe à travers cette tempête. Are you afraid by the storm, or you are afraid that the storm can stop your race? I was. Tu as peur de la tempête, ou tu as peur que la tempête arrête ta course?
Spunea că e frică de furtuni sau e frică pentru că furtuna poate să-i oprească cursul. Așa spune, mi-e frică de valuri când le văd așa mari. Am întrebat înainte care e gândul ei pozitif când e într-o furtună. Et maintenant tu vas vers le Cap Horn, tu penses que ça va être comment sens-tu ta deuxième partie de course? How do you feel for your second? Aici, cum se va simți? Well, I'm looking forward to the sunshine, I'm going to get to the Pacific and the perfect winds from the northwest, so it's going to be great. Elle pense que ça va être génial parce qu'il va avoir du soleil et des bons vents dans le Pacifique. And when you pass through the boats of Abilash and Gregor. Deci am întrebat-o dacă e frică de care e gândul ei pozitiv când să nu-i fie frică în mijlocul unei furtuni și a zis n-am timp de gând nici pozitiv nici negativ, trebuie să mă concentrez să ies din furtună. În momentul în care e într-o furtună și apoi am întrebat-o aici și de asta vă opresc aici, cum își închipuie a doua parte a cursei pentru că acum deci intra din Oceanul Indian în Oceanul Pacific. Oceanul Pacific e cunoscut mai pacific decât Oceanul Indian și a spune sunt bucuroasă pentru că de acum o să am soare și vreme frumoasă, am scăpat de greu. Și tocmai atunci i s-a rupt catargul. Și în Pacific i s-a rupt catargul, cum ar spune mama, dintre sute de catarge care lasă valurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile. Și cred că asta este valabil pentru toți ceilalți. Acum al treilea care va trece Capul Horn și eu consider că odată ajuns în Atlantic sunt mai acasă, deși sunt șanse să fie furtuni pentru că acum la noi e iarnă, deci în Atlantic sunt furtuni. Al treilea va trece Jukuranna, navigatorul estonian pe care l-am ajutat eu să pregătească vaporul. Vă să vi spun pe numere, pe mâini că n-au mai rămas mulți, deci primul e din cei care mai sunt acum în cursă, primul e Jean-Luc Vandened. Al doilea este Mark Slats, olandezul, al treilea este Jukuranna din Estonia, care are apă, dar el nu mai are mâncare. M-am gândit că poate să ce-și o scapă pe Suzy și ia mâncarea lui Suzy și dă și ei apă, nu știu. Deci Suzy, care era a patra, pentru că s-a descurcat foarte bine să fie a patra, a ajuns așa de departe, acum nu mai are catarg, deci va trebui salvată, sper să nu fie nicio problemă. Al cincelea este un american de origine din Ungaria, István Kupar, care se descurcă destul de bine. Deci acum, de fapt, numai al cincelea va deveni al patrulea, iar al șaselea, iar al cincelea... Eu nu-i cunosc, dar Suzy este într-adevăr, chiar dacă a pierdut cursa, mă gândesc că organizatorii trebuie să-i acorde un premiu special, pentru că este într-adevăr o forță, o fată să plece singură. Și ați văzut ce bine arăta, încrezătoare, nu era speriată. Deși dacă te gândești bine la fetele astea, una pleacă pe vapor, cealaltă pleacă la capătul lumii să o aștepte. Da. Deci cam Mark Sinclair s-a oprit, se oprește în Australia pentru că are niște probleme, el e de origine australiană, încă mai era în cursă și va continua cursa, dar oprindu-se, nu mai e, va continua descalificat. S-a oprit și se va opri și rusul Igor Strazvisky, care are probleme cu mâinile, le-au crescut pe vapoare niște acolo, de fapt asta e și schimbarea climatică, pentru că în Oceanul Indian există un fel de moluște pe care îi numesc în Anglia, în engleză, barnacles. Sunt niște moluște, se uită domnul Ghițescu cu mare interes că o să ne găsească și traducerea acum, arată ca niște, ar fi ca niște scoici care se prind de vapor, dar după aceea se termină cu niște filamente, arată foarte urât. Aceste populații acvatice care s-au atașat mai ales de vaporul lui Uku, încetinesc mersul vaporului, pentru că îl trag și ei atunci trebuie să-și pună costumul de scafandru, așa a făcut Uku, să coboare Uku în apă. Uku nu are costum la el, așa a făcut Suzy. Uku a coborât fără costum. Da, să intre în apă, să taie, să curețe, să radă. Sărmanii au multe probleme. E greu. Deci asta e șoc. Animaluțele acestea marine există, animale, moluște mai degrabă, ele există dintotdeauna în mările calde, de exemplu în Oceanul Indian.
Însă oamenii care treceau cu vapoarele, ne spunea organizatorul cursei, nici după un an de zile, vapor care merge, nu vapor care stă în port, el n-a văzut niciodată vapoare atât de pline de moluștele astea și bănuiește el că e și urmarea a schimbărilor climatice, pentru că rusul, de asta vă vorbesc de moluștre, Igor, se va opri, el este tot înaintea Australiei, se va opri în port pentru că are atât de multe, a zis că au făcut flori sub vaporul lui, sunt zeci de centimetri și nu, e mult prea în urmă. Deci ei doi, Mark Sinclair și Igor, s-au oprit, deci fără ei și fără Loic ni s-au făcut cinci, deci în cursă mai sunt cinci, nu, de fapt în cursă cred că mai sunt patru fără Suzy. Da, patru. Astăzi. Dacă Dumnezeu le va ajuta, din februarie ei trebuie să înceapă să sosească la Sablă d'Olon, Aida va face un nou reportaj de război cu sosirea lor. Primarul din Sablă d'Olon sigur va avea nu, o mai ceremonie. E un finlandez, știam eu că mai e unul. Mai e un finlandez Tapio Letinen, el încă e în cursă. Deci primul Jean-Luc Vandenet, Franța, al doilea Mark Sinclair, Olanda, al treilea Jukka Rantma, Estonia, al patrulea István Kupa, americano-ungur, și al cincelea e finlandez, Tapio Letinen, care e încă în cursă. Deci oficial mai sunt cinci, iar ceilalți doi care s-au oprit vor continua drumul, dar afară din cursă. Din 18 au rămas cinci deocamdată, să vedem, eu sper să fie mai la sfârșit, să nu fie doar unul, ca în 1968, să ajungă măcar 2-3. O să vă transmit vestea prin mama la clubul de lectură, că ei încep să ajungă cam de la începutul lui februarie. Da, este o cursă foarte grea, foarte grea, pentru că se pare clima e mai aspră, are izbucniri deosebite. Îmi pare bine că Aida ne-a prezentat urmarea a ceea ce ne spusese în vară. O așteptăm cu finalul, cu fotografii de la premiera câștigătorilor și, din punctul meu de vedere, le-aș sugera organizatorilor să nu mai repete la 100 de ani. De la... Pentru că omul modern, Dumnezeu, l-a dăruit și cu tehnologie modernă, ca să se poată apăra și să poată învinge. Apropo de tehnologie, toate videourile, nu doar acestea, și mai multe sunt pe YouTube, pe canalul meu, dacă faceți în căutare YouTube Aida Vâlceanu, le găsiți pe toate. Și cu poze, și cu interviuri, și cu fețele lor. Aveam și un moment poetic, poemul dintre sute de catarge. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre pasări călătoare ce străbat pământurile, câte le vor frânge oare valurile, vânturile? De-i goni, fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul, vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce-ți străbate cânturile, zboară veșnic îngânându-l valurile, vânturile. Mulțumesc mult! Acest poem eminiscian exprimă parcă toată nostalgia mărilor, toată nostalgia din inima omenească la trecerea timpului. Îi mulțumesc domnului doctor poet Teodor Craifaleanu pentru frumoasa recitare. În luna ianuarie vom avea la Clubul de Lectură o sărbătorire Mihai Eminescu și chiar vă rog, dacă vreți să recitați dumneavoastră, sper că vom avea și o recitare făcută de elevi, chiar și un cor al elevilor. În partea a doua vom sărbători pe decanul nostru de vârstă, care, Mihai Ghițescu, s-a născut la Cumpăna dintre 2 ani, deci între decembrie și ianuarie. Noi alegem să-l sărbătorim în ianuarie, odată cu poetul național. Mulțumesc prezenței în sală, avărului meu cel mai iubit, inginerul poet-scriitor Ion Bulearcă, inginer la uzina Dacia Renault. Cutia de viteze. El s-a apropiat de Centrul Cultural Pitești, participând la clubul Carpatica. Are un foarte interesant pe Facebook moment, album, amintiri, evoluția uzinei Dacia, cam ceea ce a făcut inginerul Nicolae Badiu în cartea Poarta 3. Vărul meu a creat un grup și îi urmăresc cu multă plăcere participările colegilor, fiindcă uzina Dacia face parte din viața noastră, a tuturor. Întotdeauna am considerat-o
o mare familie. Vă mulțumesc pentru participare și vă invit cu drag în ianuarie alături de noi.